Pentru că se apropie Ziua Națională a României, Opera Națională București a pregătit să știți un spectacol extraordinar. Gala este programată mâine seară de la ora 19.30 de minute, însă nu pe scena operei din București, ci atenție pe scena celebrului, legendarului teatrul La Fenice din Veneția. Valentina Ana Ruxandra Donose și Ștefan Pop, trei nume mari ale operei românești, trei vedete ale artei lirice internaționale, vor urca pe scena legendarului teatru italian, acompaniați, bineînțeles, de Orchestra Operei Națională București, dirijată de maestrul Daniel Jinga, care ne onorează cu prezența în această dimineață la știri dimineții. Bună dimineața, maestre! Bine ați venit! Bună dimineața! Vă mulțumim bine foarte lăsit. mult că sunteți alături de noi. Povestiți-ne despre acest proiect. Cum s-a născut Ziua Națională a României pe scena la Fenice, stele ale operei românești, la Veneția? În primul rând, s-a născut din dorința noastră de a promova cultura românească peste granițele țării și cred că 1 decembrie, Ziua Națională a României, este un prilej foarte bun pentru a face cunoscut uh, atât românilor precați peste granițe, cât și uh, diferitelor popoare, culturi că România este o Ce, țară italian. Exact, exact, de data asta italian în particular, a face cunoscut faptul că România face parte mai ales din punct de vedere cultural, din marea familie europeană, și este upgradată în totalitate valorilor culturale și muzicale ale lumii. Deci, asta e dorința noastră: să facem cultură românească, cultură europeană, cultură italiană pe, te pe scena Teatrului la Fenice. Teatru care pe scena căruia au fost prezentate în premieră de-a lungul timpului opere semnate de Bellini, de Donizetti, de Rossini, de Verdi, la Traviata a avut uh, premiera acolo. Uh, de ce la Fenice? De ce nu teatru la Scala din Milano, de exemplu? Aici a fost un, să spunem, un joc al conjuncturii, așa se întâmplă de obicei. Ne-am bucurat, am avut de ales între mai multe locuri și mai multe țări. S-a întâmplat să alegem anul acesta Italia și Teatrul La Fenice. Urmează, ca în 2025, să avem turnee inclusiv în Japonia, inclusiv în America Latină. dar anul ăsta suntem în patria operei și ne prezentăm acolo cu unele dintre cele mai bune voci. Uh, ale României, în acest moment, uh, le-ați enumerat. Valentina uh. Naforniță, Metso Soprana, Roxandra Donose și tenorul Ștefan Pop, uh, care vor călca pe o scenă pe care, de-a lungul timpului, au mai urcat uh, artiști lirici români. Uh, și eu mă gândesc aici la uh, Hariclea Darcle, la Ileana Cotrubaș, Virginia Zeani, Maria Nicolescu, uh, Leontina Văduva, Eugenia Moldoveanu, Angela Gheorghiu, cum. Cum te simți? Cum credeți că se vor simți ei știind că vor cânta în acest loc uh, special uh, care are o încărcătură atât, atât de puternică? Uh, noi ne vom simți onorați și ne vom, sim vom fi emoționați, dar ei deja fac parte din lumea asta. Pară. Ștefan Pop uh, tocmai a avut uh, premiera spectacolului Negra, deci. Uh, sunt oameni care fac parte din lumea rarefiată a Operei Mondiale. Aceste voci, și noi ne mândrim cu ele, și Orchestra Operei Naționale București se bucură să-i poată uh, acompania în acest periplu, care este și unul geografic, și unul cultural în același timp. Foarte important, dacă ne puteți spune, bineînțeles, care este programul, ce vor cânta. Vor cânta arii de operă semnate de Verdi și Puccini, practic cultură 2024 italiană. este anul Puccini. Da, și bineînțeles vom cânta noi muzică românească, vom interpreta Rapsodia numărul 1 de George Enescu, pentru că am simțit că e un lucru pe care trebuie să-l facem, ceva ce va aduce emoție în primul rând românilor prezenți în sală, pentru că spectacolul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și este susținut de Ambasada României în Republica italiană. Deci am avut, să spun așa, parteneri puternici pentru ca acest spectacol să fie o reușită. Mâine seară, 28 noiembrie, ora 19.30, teatro, Grand Teatro la Fenice din, din Veneția. Un loc important, spuneam, alături de Teatro la Scala din Milano, de Royal Opera House din Londra sau de Metropolitan Opera din New York. Spuneați, maestre, că anul viitor urmează turnee, inclusiv în Japonia. Veți merge și la Londra, veți merge și la New York? La Londra, nu anul viitor, la New York. Poate. Poate, sigur vom merge să prezentăm festivalul este Opera Festival, e un festival pe care Opera Națională București îl organizează în fiecare lună iunie, la sfârșit de stagiune, și un festival unde pe parcursul a 10 zile invităm teatre de operă din țară și din străinătate. În fiecare zi avem o altă companie, un alt titlu. Din punct de vedere logistic, este o întreagă nebunie și cred că e și un record mondial. Am uitat să spun că tocmai ne-am întors din Corea de Sud, de la opera din Degu, unde am fost cu soliștii ai Operei Naționale București și soliștii casei au făcut o impresie foarte bună în Corea de Sud. O țară care are deja o tradiție foarte importantă în operă, au o mișcare culturală foarte importantă, sunt de foarte mult timp aliniați acestor valori culturale, pe care și le-au le învățat și le-au împământenit și le-au le însușit. Adică m-am uh, bucurat să văd că ei au prins daimonul lui Pucini, deși nu mă așteptam la un popor asiatic să pătrundă, că de că o să fie puțin mai schematici, puțin mai superficial sau mai matematici, dar ei practic au pătruns au deja în spiritul acestei muzici, asta mie arătându-mi ca european, că de fapt umanitatea Muzica este universală. E universală și omul e același oriunde s-ar afla la el. Maestre Daniel Jinga, vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru uh, povestea evenimentului care va avea loc mâine seară. Vă amintesc, 28 noiembrie, 19.30, Grand Teatro uh, la Fenice din Veneția, trei mari voci românești, Oxandra Donose, Valentina Naforniță și Ștefan Pop, vor încânta publicul într-o gală extraordinară organizată de Ziua Națională. Scurtă pauză acum, revenim la știrile dimineții, până atunci nu uitați, găsiți toate informațiile. momento lì per salire nostro 3.0